Marți, 23 aprilie, o nouă premieră la Teatru TV. Este vorba de piesa Ondine de Jean Giraudoux, a doua piesă după primul spectacol al lui Jean Giraudoux, care a fost Apollon de Belac. Regizor Tudor Mărescu, interpretarea lui titular, Violeta Andrei. Ne aflăm chiar în holul televiziunii, unde s-a organizat, este de fapt al doua expoziție deschisă, după fiecare piesă care apare pe ecran, se organizează în holul televiziunii o expoziție de costume și de scenografie care au aparținut spectacolului respectiv. O frumoasă inițiativă a secției de programe și scenografie a televiziunii. L-aș ruga întâi pe regizorul Tudor Mărescu să facă o mică avant-premieră, o prefață a acestui eveniment, sperăm eveniment teatral de marți. Sunt mulțumit că redacția de teatru a televiziunii mi-a prilejuit această întâlnire cu Giraudoux. Nu o să vorbesc despre spectacol, mi-ar face mare plăcere să amintesc distribuția pe care am ales-o pentru realizarea acestui poem dramatic, din care am încercat să fac un spectacol frumos și atât. Din distribuție mi-a făcut mare plăcere să lucrez pentru prima dată cu Emil Bota, care va interpreta regele Ondinilor în piesă. Pentru că ați amintit ceilalți înainte actori. Ceilalți actori sunt Violeta Andrei, pe care ați amintit-o în rolul Ondinei, este Tamara Crețulescu în rolul Bertei, pe un contraamploa, ca să spun așa. După aceea, o descoperire, ca să spun așa, a mea, este Doina Patrichi pentru prima dată într-un rol de teatru și nu de balet. Din distribuție mai sunt Vali Voiculescu pe Pino, Ernest Maftei, Octavian Cotescu, Dana Comnea și încă foarte mulți până la 25. Violeta Andrei, știu că ați interpretat, știm cu toții, foarte multe roluri la Teatru TV. Nu cumva este acesta cel mai mare rol al dumneavoastră la Teatru TV? De cea mai mare întindere? A dat și cel mai frumos. Un rol pe care l-am iubit foarte mult și de care m-am despărțit foarte greu la sfârșitul înregistrărilor. Am avut prilejul de a lucra cu un regizor excelent ca Tudor Mărescu, care pe lângă multiplele sale calități, o are și pe aceea de a lucra foarte, foarte frumos cu actorul, căutând să nuanțeze cât mai mult interpretarea actorului și să-i descopere fațete multiple.